corupția se începe de la nivel înalt, ea este ca o necesitate. Pentru că dacă n-ar fi corupția, eu nu știu cum societatea noastră ar fi existat. Ryba gniot z golovy, kak borotsya? Postavit takogo chelovyeka, chtoby on khot odin byl dlya naroda. Și acum s-ar spune no comment. Cine am ales, aceea am primit. Potrivit studiului, 84% dintre moldoveni cred că guvernul nu face suficient pentru a combate corupția. Mai prost stau lucrurile doar la vecinii din Ucraina, unde 86% dintre respondenți consideră eforturile puterii ineficiente. Suntem, în schimb, pe primul loc la percepția privind corupția parlamentarilor. 3/3 dintre respondenți consideră că deputații sunt foarte corupți în Moldova. E mult înrădăcinată corupția și dăm de prins tot și scumătri, tot și neamuri și rudiși. Scot unul pe altul și corupții mari. Te depinde de societate. Așa noi suntem educați. Din cauza sărăciei, părerea mea. Din cauza la salariile mici. Anterior și premierul a dat de înțeles că suntem săraci pentru că suntem corupți și suntem corupți pentru că suntem săraci. Un funcționar la vamă sau la poliție sau la inspectoratul fiscal, având posibilitatea să meargă la controle și noi dacă nu îi oferim și un salariu, evident că el își va face salariul acesta singur. Deși își doresc o țară fără corupție și cei intervievați recunosc că mai calcă strâmb, puțin sub jumătate dintre moldoveni susțin că au dat mită pentru a-și facilita accesul la servicii medicale publice. La acest capitol, mai prost decât țara noastră, stau doar cei din Tajikistan, unde procentul ajunge la 50. În fața camerelor însă mai toți neagă. Nu, eu fac așa un post cu care nu îmi dă nici nu dau mită. Niciodată n-am dat mită niciunui profesor și niciunui medic și din cauza asta chiar pot să spun că am avut de suferit. Dacă ești bolnav toată vremea, e diagnoza scrisă corectă, la ce să mai duci să dai mită dacă medicul te lecuiește cu diagnoza care o ai? Sincer, personal, cazuri foarte multe am avut. Nu m-am dat provocări. Nu ne-a cerut nimeni, dar cumva am mulțumit. Cu un zâmbet, cumva am mulțumit. Autoritățile susțin că luptă cum pot. Atât introducerea indicatorilor de performanță pentru medic este un instrument direct ca să fie plată pentru performanța pe care o prestează, cât și promovarea medicamentelor compensate prin extinderea, cât și reintroducerea staționarilor de zi, ca pacientul să aibă toată gama și spectrul de activitate medicală. Astea sunt instrumente directe. Potrivit studiului, 2/3 dintre moldoveni cred că fenomenul corupției este una dintre cele mai mari probleme ale țării și că ar trebui să devină o prioritate pentru guvernare. Țara noastră este pe locul întâi în fața tuturor statelor din Europa și Asia Centrală. La polul opus se găsesc cetățenii din Germania, Suedia, Elveția și Olanda.